Vegheați așadar, căci nu știți în care zi va veni Domnul vostru. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători, noul an liturgic pe care l-am început astăzi este al treilea an consecutiv în care suntem îndemnați de păstorul diecezii noastre să aprofundăm mai mult și mai bine Sfânta Scriptură. Ascultând de îndemnul episcopului nostru, să ne lăsăm luminați de cuvântul lui Dumnezeu care a fost proclamat la această sfântă liturghie, pentru a înțelege mai bine cum trebuie să trăim timpul Adventului, prima perioadă a anului liturgic, pentru a ajunge să celebrăm pregătiți solemnitatea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. În prima lectură, profetul Isaia privește în viitor și anunță că vor veni zile în care niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și își vor transforma săbiile în fiare de plug și sulițele în seceri. Această profeție pare un vis frumos dacă ne gândim la realitățile zilnice. Certuri, dușmănii, măceluri, războaie. Cum ar trebui să citim aceste evenimente? Credința în Dumnezeu ne permite să citim mai profund sensul istoriei umane. Așa cum gerul iernii pregătește minunățiile primăverii, la fel suferințele de astăzi pregătesc o viață nouă, o înviere a lumii. Și acesta nu este un vis, este un act de credință, întărit de atâtea exemple, între care cel mai convingător este acela pe care Dumnezeu l-a dat lumii întregi prin Fiul Său, Iisus Hristos, venit între noi, disprețuit și condamnat, răstignit, dar și înviat. Tocmai de aceea, în lumea zbuciumată în care trăim, noi trebuie să proclamăm speranța. Și mai mult decât atât, noi înșine trebuie să devenim speranță pentru cei din jurul nostru. Ernesto Olivero, fost bancher, căsătorit, cu 3 fii și 6 nepoți, a fondat în anul 1964 la Torino, în Italia, Fraternitatea Speranței, compusă din tineri, familii, călugări și călugărițe, care, urmând învățăturile Evangheliei, au devenit inima unei mișcări internaționale numite Serming. Din anul 1983 s-a format o adevărată mănăstire metropolitană între zidurile vechii fabrici de arme din Torino, devenit acum un adevărat arsenal al păcii. Cuptorul de arme a devenit tabernacolul bisericii, care domină acest centru, care propune o cultură în serviciul păcii și al vieții. În această operă extraordinară sunt implicați aproximativ 1 milion de persoane voluntare în fiecare an. Papa Ioan Paul al II-lea, de fericită amintire, i-a încredințat lui Ernesto Oliviero misiunea de a fi, citez, prietenul fidel al tuturor copiilor abandonați din lume. De-a lungul anilor, această mișcare s-a implicat în peste 1500 de proiecte în 72 de țări din lume. Iată, iubiți credincioși, dragi ascultători, cum cuvintele profetului Isaia, pentru cei care au credință, pot deveni realitate și nu doar un vis plăcut. În finalul primei lecturi, profetul ne îndemna: voi cei din casa lui Iacob, veniți să umblăm în lumina Domnului. Așadar, să ne întrebăm mai departe ce trebuie să facem noi concret
pentru a umbla în lumina Domnului. Ne spune Hristos în Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o la această Sfântă Liturghie, și anume să veghem. Și pentru a înțelege și mai bine acest lucru, Hristos ne dă și un model, pe Noe. Contemporanii lui ne spune Evanghelia că mâncau și beiau, se însurau și se măritau. Dar de fapt, ce este rău în aceasta? Noe și era căsătorit și el mânca și bea. Dar în timp ce alții erau total absorbiți de ocupațiile zilnice, el știa să fie atent la glasul Domnului. În timp ce alții mâncau și beiau, el construia și arca în care s-a salvat el cu întreaga familie. Așadar, a veghea, ne învață Noe, înseamnă să ai ochi și urechi care știu să perceapă prezența discretă a lui Dumnezeu printre noi, care ne însoțește până la momentul în care ni se va descoperi total și îl vom vedea, cum spune Apostolul Paul, așa precum este el, față la față. Oamenii de pe vremea lui Noe trăiau cufundați total în prezent și le lipsea dimensiunea așteptării. Din păcate, aceasta este și atitudinea multora din zilele noastre cu privire la viitor. Omul de știință, capabil să condiționeze până și trăsăturile noului născut, se consideră marele cunoscător al viitorului. Sociologii, în special, se consideră capabili de a prevesti evenimentele. În viața privată, ne luăm măsuri cu privire la viitor prin asigurări, pensii private, garanții, încercând să ne încredem în prevederile noastre. Neglijăm însă un lucru foarte important, sau mai bine spus, cel mai important, întâlnirea noastră cu Domnul, anticipată de atâtea alte întâlniri în viața noastră de zi cu zi. Să nu uităm că Iisus Hristos a născut acum 2000 de ani la Betleem, Iisus Hristos va veni la sfârșitul timpurilor, dar între aceste două mari veniri, El continuă să vină mereu la noi. Ne-a vorbit prin cuvântul care a fost proclamat aici la Sfânta Liturghie, coboară pe altar și ni se dăruiește în celebrarea Sfintelor Sacramente, mai ales în celebrarea Sfintei Euharistii, unde este prezent cu trupul și sângele, cu sufletul și cu dumnezeirea sa. Și să nu uităm, Hristos este prezent în persoana fraților noștri, mai ales a celor care suferă. Ne amintim că Iisus ne-a asigurat că orice facem unuia dintre aceștia mici, care sunt frații noștri, lui Hristos facem. Așadar, trebuie să trăim clipa prezentă, dar în același timp să o proiectăm către Hristos, care ne iubește, ne însoțește și de care nu trebuie să ne fie frică, în care trebuie să ne punem toată încrederea. Cu două zile în urmă, vineri, 30 noiembrie, în aula Ioan Paul al II-lea din Vatican, a fost prezentată a doua enciclică a Papei Benedict al XVI-lea cu titlul Spe Salvi, Salvați în speranță. Această nouă enciclică despre speranță se potrivește foarte bine cu timpul Adventului pe care tocmai l-am început astăzi. În ea, Sfântul Părinte ne vorbește despre mari martori ai speranței. El citează, printre altele, scrisoarea unui martir din Vietnam, care în timpul anilor 1800 a îndurat chinuri crude de tot felul, dar continua să rămână plin de bucurie, pentru că nu era singur. Hristos îl însoțea. Ne scrie el: în timp ce se întețește furtuna, arunc ancora până la tronul lui Dumnezeu.
speranța vie care este în inima mea. Într-adevăr, cu această speranță vie în inima lui, care era Hristos, el a știut să dea mărturia supremă pentru Evanghelie. Și împreună cu el, în decursul a două secole, mai mulți martici, episcopi, preoți, seminariști, laici, au știut să dea această mărturie frumoasă. În anul 1988, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat la cinstea altarelor un număr de 117 martiri din Vietnam. Cum putem noi să ajungem să fim într-adevăr astăzi martori ai speranței? Ne spune Sfântul Părinte în a doua parte a acestei enciclici. Și anume, el ne prezintă rugăciunea ca o adevărată școală a speranței. Munca și suferința ca locuri de însușire a speranței, iar judecata finală a Domnului ca loc de însușire și exercitare a speranței. Iată cât de frumos Sfântul Părinte ne are în vedere pe toți. Dragi ascultători care nu ați putut veni la biserică din cauza vârstei înaintate sau a suferințelor de tot felul, iată, prin rugăciune, dumneavoastră puteți să fiți martori ai speranței, pentru că suferința oferită lui Dumnezeu, suferința în perspectiva misterului morții și învierii lui Hristos, nu este altceva decât cea mai frumoasă trăire a credinței în speranță. Dar și dumneavoastră, iubiți credincioși care munciți, iată, și munca este un loc de însușire și de însușirea speranței. Atunci când ne facem datoria de zi cu zi, atunci când facem nu lucruri extraordinare, dar lucruri obișnuite în mod extraordinar, ca pentru Dumnezeu, noi devenim martori ai speranței. În sfârșit, Sfântul Apostol Paul, în scrisoarea către Romani, vrea și el să ne ajute să parcurgem bine acest drum al Adventului pe care l-am început. Și el ne învață două lucruri foarte importante, și anume să redescoperim valoarea sacrificiului și, în al doilea rând, să urmăm calea carității creștine. Ne amintim de îndemnul pe care îl făcea romanilor și prin ei ne-l face și nouă, celor de astăzi. Viața trebuie trăită nu în chefuri și beții, nu în desfrânări și fapte de rușine. Sfântul Paul, în aceste cuvinte, ne ajută să înțelegem că atunci când trăim sacrificiul oferit lui Dumnezeu, suntem cu adevărat liberi și învățăm să ne dăruim pe noi înșine. Acolo unde se trăiește dăruirea de sine, adică sacrificiul, este Dumnezeu. În schimb, acolo unde nu se trăiește sacrificiul, apar victimele, sacrificarea celorlalți. Și într-adevăr, dacă privim la o emisiune de actualități, ne îngrozim câte violențe, câtă agresiune. Omul de astăzi parcă a uitat să se mai dăruiască pe sine însuși, a uitat valoarea sacrificiului. Iată cât de actuale sunt cuvintele Sfântului Apostol Paul, pe care trebuie să le urmăm și noi. Și în al doilea rând, ne învață calea carității creștine. Și ne spune el că viața noastră trebuie trăită nu în ceartă și invidie. Da, astăzi omenirea nu este în stare să producă anual 300 de kilograme de pâine pentru un locuitor, dar în schimb poate să producă 4.000 de kilograme de trotil pentru fiecare locuitor al planetei. Este o realitate oribilă, trist, dar adevărat. De aceea, iubiți credincioși, iată că pe noi astăzi Biserica ne trimite în lumea în care trăim să fim adevărați misionari ai speranței. Să le vorbim lumii de astăzi că, într-adevăr,
cel care trăiește credința creștină așa cum Hristos ne cere prin cuvântul său, poate să trăiască viața arătând și altora adevăratele valori ale credinței. Timpul Adventului pe care l-am început este timpul potrivit pentru a regăsi drumul carității, al speranței și al iubirii. Este timpul pentru a face încă un pas apropiindu-ne de Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.